Și avem o comandă specială pentru băieții de la Câmpul Lung, să facem munte, munte, brat frumos. Ia-uzi! Thank you.
da o turmă de oi, mă. Că-și da o turmă de oi să-ntorc anii înapoi, mă. Hei, hei, măcar până la 42, mă. Dar cu viața nu te joci, mă. Anii nu poți să-i întorci, mă. Dar cu viața nu te joci, mă. Anii nu poți să-i întorci, mă. Vine o melodie specială pentru socrul mare. Iau ce spune socrul mare acum. Împlinirea mea de tată până voi muri e să tăuării să zboare la căi mei copii. Și am să ne las moștenire toată munca mea, pe care am agonisit-o cu nevasta mea. Și am să ne las moștenire toată munca mea, pe care am agonisit-o cu nevastă mea. Orice sacrificiu aș face, îl fac pentru ei, îl fac ca să ducă bine copilașii mei. Și nu le-aș cere în schimb nimic niciodată, dacă să-mi poarte respectul, fiindcă-le sunt tată. Orice sacrificiu aș face, îl fac pentru ei, îl fac ca să ducă bine copilașii mei. Și nu le-aș cere în schimb nimic niciodată, dacă să-mi poarte respectul, fiindcă-le sunt tată. Ce spune acum? Nu poți dobândi în viață și să-ți meargă bine, dacă nu ești o nevastă să tragă cu tine și să te încurajeze atunci când pici, și tot ea să-ți dea putere ca să te ridici, și să te încurajeze atunci când pici, și tot ea să-ți dea putere ca să te ridici. Orice sacrificiu aș face, îl fac pentru ei, îl fac ca să ducă bine copilașii mei. Și nu le-aș cere în schimb nimic niciodată, dacă să-mi poarte respectul, fiindcă le sunt tată. Orice sacrificiu aș face, îl fac pentru ei, îl fac ca să ducă bine copilașii mei. Și nu le-aș cere în schimb nimic niciodată, dacă să-mi poarte respectul, fiindcă le sunt tată.